Salutare, salutare, dragi cârcotași și cârcotașe! Începem cu cel mai dedicat om al cronicii cârcotașilor, Busu, care o trimite pe Steaua direct în Champions League. În UEFA Champions League, UE Fantasticii lui Dică joacă tot la victorie cu Berșeva. Dragă Busu, UE Fantasticii sunt în Europa League. Aș vrea eu, George Becali, mai înțeles să fie în Champions League, mai înțeles? În UEFA Champions League, UE Fantasticii lui Dică joacă tot la victorie cu Berșeva. Vă mai aduceți aminte de săptămâna trecută când Gabi Firea, cu banii din investiții, s-a apucat să facă statui? Nu ne ocupăm, așa cum difuzați unii dintre noastre în comunicate de presă, de statui și de concerte. Acestea au și ele rolul lor și ponderea lor într-un buget, dar nu asta e preocuparea noastră. Auzind așa o nesimțire din partea primăriței, Busu își spune oful. Mă enervează că doamna Firea are țâfnă. Asta mă deranjează. Ea atacă, înțelege? Adică mai vorbiți atâta, mai scrieți prin comunicate de presă și tot timpul are atitudinea asta. În loc să-și asume niște greșeli sau niște neputințe, ea iese la atac. Asta mă deranjează cel mai tare. Cum îl știm studios, nevoie mare, Dedu caută în dicționar ce înseamnă aia țâvnă. Țâvnă. A umblat cu țâvna în nas, mereu gata de ceartă. Aroganță, arțac, bosunflare, fală, fudulie, impertinență, infatuare, insolență, buvnare, înfumurare, îngânfare, mândrie, necuvință, neobrăzare, nerușinare, obrăznicie, orgoliu, semeție, spruntrare, trufie, tupeu și vanitate. Mamă, băi, mamă! Deci fii atent, am vrut să le cuprind pe toate și am folosit țâfnă. Țâfnă, am înțeles. Dis de dimineață, meteorologia începe cu Busu. Nu putem să nu-l avem și noi în deschiderea cronicii, că-i grăbit și face o greșeală. Temperaturile sunt de la minus 100, doamne. Ce ne facem cu mine? Spuneți dumneavoastră cât de atent am fost eu acum de am zis minus 100. Busu, nu ne interesează dacă ai fost atent sau nu. Cert este că ești simpatic și așa o să rămâi. Tot Busu revoluționează armele cu aer comprimat. Panfil al meu, în toiul nopții, iese cu pușca în curte, trage un foc cu pușca, hai să zicem că are o pușcă cu aer condiționat, cu aer comprimat, cu nu cu aer condiționat, dacă aer condiționat în capul meu. Dacă era vreo 30 de grade afară, te înțelegeam. Suntem tare curioși cum arată pușca cu aer condiționat. Probabil că unde trage ea e răcoare, frate. După un material interesant, Busu laudă o inițiativă. Pentru a stimula competiția și în rândul elevilor din comună, primarul pregătește un concurs de matematică. Florina. Felicitări! Dom'le, jos pălăria, da. Asta e chiar cea mai... E atât de normal încât e impresionant. Deci normalitatea pe mine a început să mă uimească. Pentru că se întâlnește în ce în ce mai rar. Colegii de platou nu iau serios pe Busu și el se șucărește rău de tot. Deci asta chiar mi se pare o inițiativă. Da, domnule, ai dreptate, e extraordinar, poftiți la ora 9. Ce e, Mihai? Nu, vorbeam cu Edi. Da, Edi, ce se întâmplă la ora 9? Ce nu e în regulă în ce am spus? Iertați-mă, că este, am sentimentul că greșesc ceva. Ai zis nu, foarte Florin, bine, mă, nu, e vorba de timp. Mai glumiți, păi nu de mai glumiți, vă rog, că asta chiar nu e o chestie de luat în bășcălie, vă rog eu. Dar nu a luat nimeni în bășcălie. Și Mafu, și Edi, și cine naiba mai face glume pe acolo. Vă țin mai mult dacă faceți bășcălie în continuare. Tot la Măruță vin tot felul de ansambluri locale care încing o competiție pe viață și pe moarte. Câștigătorii sunt desemnați în urma votului prin SMS. Atât i-a trebuit unui primar care și-a obligat angajații cu telefoane plătite de primărie să voteze formația locală. Cei 30 de angajați cu telefoane de serviciu au expediat între 40 și 80 de mesaje. Faptul că criteriul de departajare a fost prin aceste SMS-uri și nu printr-un juru, deci ne-a ambiționat în așa fel încât să găsim soluții ca să susținem prin SMS-uri acest ansamblu. Ce te faci însă că unii consilieri n-au votat facturile mărite și acum angajații sunt buni de plată? Dumneavoastră ați dat? Da. Și acum cât trebuie să dați înapoi? 100 de lei. Merit. Până acum. Nu m-a obligat nimeni, am dat pentru copii, am susținut, acum fiecare a dat, nu știu, și le asumă, că nu... Dar măcar a meritat, nu? Da, e ceva pentru... Mai mult pentru copii că au muncit. Adică nu neapărat pentru noi așa ca... Cam câte mesaje? Cam câte mesaje s-au dat pe total? Nu, dumneavoastră.
40 și ceva. Nou tip de lege își face apariția. În acest context, legea vaccinării obligatorie. În acest context, legea vaccinării obligatorie a fost dezbătută din nou, extrem de aprins. Gurea păcătosului adevăr grește. Era vorba de vaccinare și el tot cu gândul la vagin. În acest context, legea vaccinării obligatorie a fost dezbătută din nou, extrem de aprins. Tot la TVR România Abonament avem altă prezentatoare pricepută. Ea spune cam așa. Ministrul de Interne Carmen Dan, declarații în direct despre modernizarea stadionului de interne. Suntem foarte curioși cum o arăta stadionul ăsta de interne. Noi credem că lipsește cuvântul ministerului, dar merge și așa. Ministrul de Interne Carmen Dan, declarații în direct despre modernizarea stadionului de interne. La irealitatea, știriștii s-au săturat să tot aștepte autostrăzi, așa că le inventează. Vitezomanul a fost surprins când circula cu 254 de kilometri pe oră pe tronsonul Vâlcea Deva. Suntem foarte curioși cum arată tronsonul Vâlcea Deva, că noi știam că autostrada se termină la Sibiu. Vitezomanul a fost surprins când circula cu 254 de kilometri pe oră pe tronsonul Vâlcea Deva. Gata! Ne-am prins! Prezentatoarea spune știrile din viitor, iar după stadiul lucrărilor am spune viitorul foarte îndepărtat. A fost surprins când circula cu 254 de kilometri pe oră pe tronsonul Vâlcea Deva. Și închem cu o tanti de la Antena 3 care vorbește despre ciracul o flăcără și spune cam așa. Spectacolele aveau loc la începutul zilei de luni, după masa, în sala teatrului Ion Creangă. Stai, să nu ne grăbim! Când aveau loc spectacolele? Spectacolele aveau loc la începutul zilei de luni, după masa, în sala teatrului Ion Creangă. La Antena 3 să știe să spune o mare prostie. E clar, după amiaza se trezea bardul și atunci era începutul zilei. Ce vă e clar? Spectacolele aveau loc la începutul zilei de luni, după masa, în sala teatrului Ion Creangă. În goana lor nebună după audiențe, reporterii fac numai nefăcute. Uite, de exemplu, un nene de la Obositor îi încurcă pe pompieri. Colegul nostru, Alex Costea, este acum în direct și are toate informațiile. Alex, bună seara, sunt și victime? Mergi, măi, domnule, de aici, lasă un colo de filmare. Bună seara, chiar în aceste momente ne-au rugat pompierii să eliberăm zona pentru că încearcă să scoată de pe șosea acest copac care a căzut în urmă cu mai bine de 20 de minute, aproximativ jumătate de oră. După cum vedeți, domnul reporter e mai preocupat de relatarea lui decât de degajarea carosabilului, pentru că i-au promis aia de la Obositor o primă grasă. Mergi, măi, domnule, de aici, lasă un colo de filmare. Bună seara, chiar în aceste momente ne-au rugat pompierii să eliberăm zona pentru că încearcă să scoată de pe șosea acest copac. Revenind în studioul celebrei emisiuni, bâlbâitul de Osmanovici și-a găsit peticul. Tanti Pepene! Cercetătorii britanici au demonstrat că acei copii care iau contact cu apa de mici dobândesc o largă gamă de... Poți să vezi și gamă largă, că nu contează. Mult mai devreme decât ceilalți. Important este să deprindă toate deprinderile. Vai de capul și de zilele noastre, ai făcut praf săraca știre. Bine că sunteți veseli, măcar atât. Cercetătorii britanici au demonstrat că acei copii care iau contact cu apa de mici dobândesc o largă gamă de... Poți să vezi și gamă largă, că nu contează. Mult mai devreme decât ceilalți. Important este să deprindă toate deprinderile. Și încheiem cu un reporter care ne-a făcut ziua bună. Obositorul l-a trimis să testeze o mașină electrică. În această seară voi testa o minunată mașină electrică, să mă alătur și eu comunității care accesează din ce în ce mai mult electric, să vedem cum va fi. Alo, domnul reporter, ai plecat pe contrasens, bre. Cele două săgeți asta indică. Alo, băi, stai așa, alo. În această seară voi testa o minunată mașină electrică, să mă alătur și eu comunității care accesează din ce în ce mai mult electric, să vedem cum va fi. Ne îndreptăm acum atenția exclusiv asupra canalului sport.ro. Aici veterana Ioana Cosma are, ca de obicei, probleme cu sunetul. Sunt băieții acolo, la stadion, pregătiți? Da, cred că este o problemă, cred că Adi nu te aude. Da. Dacă se poate ca sunetistul să nu mai aud cu o întârziere foarte mare. Ar fi bine să nu se mai audă, că e deranjant rău. Într-un final, domnul Mironică și invitatul său vorbesc de pe stadionul din Giurgiu despre țânțari. Mi-a explicat un localnic că nivelul Dunării a scăzut foarte mult în ultimele zile. Vegetația a rămas deasupra apei,
bună măsură și atunci țânțarii mai numeroși decât de obicei au dat navală. Adevărul e că la canalul ăsta se bat câmpii cu grație. Mai nou, cei doi cliziți au găsit țânțari din Constanța, adică machidoni, că doar joacă steaua, nu? Mă lăsă, bă, țânțarii în pace. Nebunia cu țânțarii s-a încheiat? Că întreb și eu tot felul de... Nu, asta... Asta nu se încheie niciodată și în plus au venit și probabil niște români de la Constanța care sunt foarte mari fani ai stelei. Chiar văd niște mașini de Constanța pe aici, pe lângă mine. În jargonul local acolo ei sunt numiți țânțari pentru că vorbesc deseori cu ță. Trecând de această glumă la care numai tu ai râs, să-i predăm legătura colegului de transmisie care face și el din țânțar armăsar. Bă, da, mai lasă țânțarii, bagabontule! Da, nu știu dacă erau țânțari și albaștri, dar până la urmă văd că nu s-a rezolvat această problemă și cu siguranță până la finalul campionatului va exista această problemă dacă, în cazul în care primăria până la urmă va răspunde la solicitarea oficialilor Astrei, de a da niște substanțe care să îndepărteze țânțarii din jurul stadionului, pentru că înțeleg că a fost o astfel de solicitare făcută, însă până la ora derbiului nu s-a încheiat. La ProTV Monica Dascălu confundă caii cu boi. Păi cum, de ce? Păi dacă le-a pus coarne? Pe Maidan au defilat armăsari și iepe cu coarne împletite și zurgălei. Pe Maidan au defilat armăsari și iepe cu coarne împletite și zurgălei. Dragă Monica, spunem noi, alea erau coame, că n-ai cum să împletești coarne, că nu ești Belzebut. Pe Maidan au defilat armăsari și iepe cu coarne împletite și zurgălei. Aceeași Monica are o bâlbă clasică. Pupă mama pe ea. În județul Sibiu, sărbătoriții se lasă scăldați în apă rece ca grea, ca gheața a unui pârâu. Mai Monica, ție la știrile astea de la ora 5 îți trebuie un emetire, că altfel te apucă greața. Pardon, gheata. În județul Sibiu, sărbătoriții se lasă scăldați în apă rece ca gheața a unui pârâu. Tot la știrile ProTV avem o reporteriță care vorbește despre ceva. Ori amendă, ori punct de pensie. Au fost discutate astăzi și aprobate o serie de măsuri de urgență, iar prima se referă chiar la punctul de pensie, care de la 1 ianuarie a crescut cu peste 50% la 223 de lei. Iată că acum guvernul a luat decizia ca acest punct de amendă să scadă la 145 de lei, cât era și anul trecut. Am rezolvat misterul la cum arată pensiile în ziua de azi. Parcă sunt niște amenzi, deci reporterița are dreptate. Au fost discutate astăzi și aprobate o serie de măsuri de urgență, iar prima se referă chiar la punctul de pensie, care de la 1 ianuarie a crescut cu peste 50% la 223 de lei. Iată că acum guvernul a luat decizia ca acest punct de amendă să scadă la 145 de lei, cât era și anul trecut. Și încheiem cu el, doar cu el. Cătălin Dradu Babaroase, care e nefericit. De ce? Aflați imediat. Echipele de intervenție au răspuns la zeci de apeluri pentru copaci căzuți peste mașini. Din nefericire, nimeni nu a fost rănit. Păi e normal să gândească așa. Din nefericire pentru voi, nimeni nu a fost rănit. Că ce transmisii de la fața locului făcea Cătălin? O, mamă, mamă! Echipele de intervenție au răspuns la zeci de apeluri pentru copaci căzuți peste mașini. Din nefericire, nimeni nu a fost rănit. Dis de dimineață la ProTV, Neti este iubită de toată lumea. De ce? Pentru că prezintă horoscopul la oră fixă. Da. Te iubește cineva, e nouă fix. E nouă fix? Da. Să mă uit? Da. 00. Toți auzi, te iubesc. Mă iubesc pe mine? De ce? Nu știu, că din complezență au zis. Da. De ce? Păi așa mi-închipui și eu, că nu am mai simțit, nici nu simt și nici nu mi s-a declarat. Mai mult decât atât, fetele de dimineață de la ProTV au și ele o feblețe platonică. Ciomul nostru e busul. Da, așa. Da. Și bătaie pe el, dar la modul platonic. Da, da, da. Și nu pot să spun ce răspunde el la... Da, dar n-avem cum. Direct. N-avem, nu. Că s-a săturat de platonicit. Pismele noastre. E normal că busul s-a săturat de atât amor platonic. Uite, din cauza acestei tensiuni dă și chifteluțe. Zăpadă suficientă pe pârtii, vedeți 55 de kilometri la Păltinici. Zăpadă suficientă pe pârtii, vedeți 55 de kilometri la Păltinici. Nea busul, 55 de kilometri de zăpadă? Doamnelor și domnilor, busul și-a revenit perfect după ce ne-a dat emoții că n-ar mai da chifteluțe pentru cronică. Pă, greșit! Zăpadă suficientă pe pârtii, vedeți 55 de kilometri la Păltinici. Și tot nenea busul își dă o definiție cam prea aspră pentru gustul nostru. Condiții de ninsoare, vântul are intensificări prin sudul Bărăganului, pe aici. Banatului, nu știu ce am zis, Bărăgan. Sunt varză. Nu e adevărat, nu ești deloc varză. Le mai feștelești din când în când, dar pentru asta îți mulțumim că ne dai și nouă de lucru. Dăm o sticlă de vin. Sunt varză.
De când se trezesc mai de dimineață ca să ajungă la muncă, gașca de la ProTV e pusă pe harță. Vorbind despre roboței care ar putea lua locul funcționarilor, Busu se ceartă cu Andreea Marinescu. Dar în ce hal? Ce preferi când te duci la ghișeu? Un funcționar plictisit care să ne... Da, vă rog, următor, da! Sau un... prefer, o apăsare de buton? Prefer, sincer, vrei să spun sincer, prefer o planetă în care lumea să nu mai fie atât de stresată și să ajungem la violența la care s-a ajuns. Și pace în lume și uite așa particip la Miss Universe. Nu, gândește-te la efectul, pe efectul macro, Andreea, nu-mi spune mie că eu acum sunt deranjat de un funcționar sau nu sunt deranjat de un funcționar, mai cu seamă că poate că și eu sunt cu capsa pusă, înțelegi? Mai cu seamă că tu sigur ești cu capsa pusă. Scandalul continuă, Busu e foarte supărat pe tehnologie. Jos cu robot! Jos cu roboții! Băi, Andreea, ce naiba vorbim? Hai, fii cu capul pe umeri. Eu când m-am uitat la știrea asta, spre exemplu, eu m-am gândit la orele pierdute la coadă, la... Te-ai gândit prost, că nu te-ai dus mai departe. La ce efecte are toată această chestie? Da, eu înțeleg ce zici tu, însă îți spun de ceea ce mă lovesc eu acum. Cel mai interesant din toată discuția asta este Dedu. Uitați-vă la el ce față de nevinovat are. Până la urmă, Busu se întoarce la meteorologie. Dar ce credeți că poate? Ei, aș, acum e expert în extensia sprâncenelor. Am încheiat citatul. Vezi fotografii de la plajă? Da, de văd la... de la plajă, văd cum și-a făcut extensii la sprâncene, văd cum și-a ce-a la mâncat, gene, unde pardon. S-a plimbat, ce-a făcut, ce-a făcut ăla, ce a mai fătat pisica, ce da. S-a mai... Da, treaba lor, n-au de... Dacă asta e foarte bine, n-am nimic împotrivă. Categoric. Doar spun că nu intră în preocupările mele. Mulți oameni ar fi de acord cu asta, dar ce intră în preocupările tale? Dă și tu meteorologia odată sau ce faci? Bună seara, Busu. Bună seara, Andreea. Ia să văd dacă știi să ne spui fără hartă. Hai, nu-ți mai dăm harta să vedem, știi? Mamă, o provocare extraordinară. Nu, serios, nu-mi face asta, ba că da, nu mă, hai, nu mă descurc. În noaptea asta sunt ploi zdravene pe sud-estul țării, pe Bărăgan, pe Dobrogea, pe Muntenia, pe partea estică a Olteniei și pe sudul Moldovei. La Răzvan și Dani Diz de dimineață, în locul Flaviei, borțoasă și plecată să livreze, a sosit Ramona de la prietenii care a fost destructurați de grupul intact. În Crișana avem un cer acoperit cu nori și maxime cuprinse între 10 și 11 grade, la fel ca în... Mărățenii încep săptămâna cu ploi pe tot teritoriul. Vom înregistra astăzi 10-11 grade, chiar la Timișoara 9. Hai că le-ai făcut praf, dar multă minte nu se cere, totul e să ai picere. Și în plus, Ramona are și circumstanțe atenuante, pentru că ea a crescut la fermă. Așa este, aveți dreptate, dar le mai fac și mai vraiște. Ramona, primul secret la noi la emisiune nu se țipă, deci nu țipă nimeni. Dar noi suntem, și așa suntem, bătrâni, nu auzim bine, dar asta nu înseamnă că țipăm. Prefer să cred că mestești gumă dacă dai din gură decât să... Mă iertați puțin, am crescut la fermă, e ok. Băi, ce minune că la o fermă de curci și de vite să se dezvolte armonios o așa gâsculiță. Revenind la Dani, acesta-i face masaj noii colege, dar nu orice fel de masaj, ci reflexoterapie. Doar aici? A, un pic. Mai jos. Dar acolo. Dar acolo doare. E. Aveți niște nisip la rinichi. Pe bune? Da. Da. Aveți piatră la rinichi, dar e doar obstru. Ia să văd. Ia, aici? Nu. Aici e viața sexuală. Relaxată și cu un picior foarte ușor, Ramona trece la treabă. Ea chiar știe lucruri. Da, da. Știi ceva despre Dinamo? Orice despre Dinamo? Poate știu o parte din imn. O parte din imn? Două versuri. Hai Dinamo, hai Dinamo, ole, 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 o, strigă într-una câinii roșii înfocați. Hai Dinamo, hai Dinamo, ole, 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 o, suntem câini până la moarte adevărați. La Răzvan și Dani Diz de dimineață, Răzvan are o problemă cu somnul polifazic, adică somnul ăla în care te trezești, mănânci un tort cu măsline și după aia nu mai poți să adormi. Am un somn polifazic, Dani. Cred ceva. Nu, am mâncat... Dacă dorm 6 ore ca porcul și după aia încă 6 ore... Nu mă de polifazic. La oră jumate mă trezesc. E polifazic sau nu? Dacă adică da. Are mai multe faze? Are reprize multe. Da. O oră. Nu dorm ca dumneata... pe cantul de la pat, că văd că ai dormit, ai luat urma plintei. Am mâncat tort de ciocolată. Cine are tort de ciocolată luni noaptea în casă? Eu.
Bun, ai mâncat tort, trecem pe asta. Am mâncat tort de ciocolată cu măslin. După aceste probleme mici ale prezentatorilor, vin adevăratele probleme. Fetele împreună cu antrenoarea din dotare se apucă să facă gimnastică pe tocuri în niște ținute, de mai bine nu le aveau. Atenție, urmează minutul de maximă audiență pentru emisiunea matinală. Imaginile vă pot afecta vizual. Puteți orbi. Cobor cu pieptul în față până mi-ating lesnele lent. Perfect, se întinde bicepsul femoral, împing bazinul în față și cobor ea. Lent, perfect, expir, mă ridic. Cobor ușor, perfect, Ramona. Îți iese foarte bine exercițiul ăsta, îndrept. Hai, încă trei. Perfect, bravo. Deci se întinde aici și lombarul, bicepsul femoral și când mă îndrept, fesierul. Împinge fesierul în față. Aoleu, vai de viața noastră! În ce hal se prezintă fetele astea? Aoleu, e foarte greu să lucrez sub un așa stres, așa că băieții își găsesc alte preocupări, mai intelectuale. Cu cât lucrez mai lent, cu atât e mai eficient. Cobor. Bravo! Băieții par încântați de antrenamentul nostru. Ne sfidează total! Cobor! Și sus! Eu mulțumesc în numele tuturor telespectatorilor. Ți-a lăsat o liniște în platou. Da. Bă, băiatule, toți operatorii concentrați. Nu s-a mai vorbit prostii din regie. Ramona, acoperă-te! Bun! La Antena Stars avem parte de invitații în plină depresie, dar care se tratează cu shopping, evident. Am familie, dar ei nu acceptă. Vă rog să mă credeți că nu vor să mai audă că discut despre personajul ăsta. Nu acceptă. Zic, păi fată, păi nu-ți lipsește nimic, poți să ai totul. Cum poți să te autodistruge? Ei nici nu vor să mă mai ascultă cu povestea asta. Sunt sături până peste cap, că nu e o zi, nu e două, sunt foarte mulți ani. Eu că nu mai pot. Ce fac? Urc în avion, mai fac o vacanță, mai cumpăr niște haine, te dar păcălești. Nu sunt fericită, te sunt păcălești. Doar de moment, nu pot să trăiesc așa în continuare. Of, Doamne, ce viață grea cu shopping la Milano și vacanță pe Costa de Azur! Tot la Antena Stars, meteorologia este cântată. Aoleu, dar împușcace, să nu se mai chinuie. Talentul ăsta nu-i chiar pentru toată lumea. Suntem din ce în ce mai aproape de sărbători. Ei bine, dacă zilele acestea am avut parte de temperaturi surprinzător de mari. Rămânem la Antena Stars pentru a-l asculta pe Florin Condurățeanu, care, vorbind despre Cruduța, are o scăpare. Cum e de curvă viața? Jean-Luc. Păi, cum e de curvă viața? Păi ea, dorită de atâția bărbați, ajunge de Nilă ăsta să Nilă, fie da. Înșelată, da. Să fie schimbată de Nilă. E vorba aia, tu crezi că e mai bătrân. Orice naș și șară naș. Asta e culmea televiziunii, să spui curvă de viață referindu-te la Cruduța. Cum e de curvă viața? Jean-Luc. Păi, cum e de curvă viața? Păi ea, dorită de atâția bărbați, ajunge de Nilă ăsta să fie înșelată. Dar se știe că și la Cânalde se vorbește urât. La Roata Norocului, asistenta s-a deghizat în robot. Să vă aud cum mă încurajați. Ia cum mă încurajați. Unde să decolăm, bă, nebună, că suntem la Roata Norocului? În spațiul cosmic. În spațiul cosmic poți să vorbești oricum. La televiziune e mai greu. Ia, ascultați-o cât e de deșteaptă. Ce ai spățit? Acum eu dau, nu? Ai auzit sunetul ăsta de mai devreme? Ce-i cu el? Așa fac eu când fac părți. Bă, dar eu știu că lucrurile astea nu se zic la televizor, mă, frate. Nu, mă, că ne-a luat dracu, ne dă pe toți afară după emisia asta. Faci ce vrem aici, ce doar în băi! Băi! Băi, pune aia în cap, să nu... Auzi? Nu te supăra că te întreb. Cum ai vorbit? Dacă mai spui o dată cuvântul acela odios... Ce? Băi, știi, bun! Bă, tu ești puțin educat, așa? Fund!
Bă, tu ești puțin educată la televizor. Spune-ți! Să fii cu minte că... Stai să mă duc să duc guma. Unde te duci? Să duc guma, că mi-ai băgat-o în buzunar. Unde te duci? Bă! Ne-am chinuit mult să o prindem pe Esca cu vreo tâmpenie. Nu prea ne-a ieșit. Percheziții la o firmă de pază din București care aparține tatălui iubitei lui Adrian Năstase. Lipsește un cuvânt. Fiul lui Adrian Năstase, că cine știe ce înțelege lumea. Percheziții la o firmă de pază din București care aparține tatălui iubitei lui Adrian Năstase. Tot la ProTV, Andreea Esca se intersectează din când în când cu busul cel chiclăzăriu. Toamnă frumoasă și mai apar așa, ca să folosesc un termen academic, câteva spârcuri de ploaie. Atât. Cam pe unde așa? S-a spârcâit ploaia în harta ta, băi, busu. De-aia și Neti te atacă cu minge de ping-pong. Ce? Neti aruncă cu bile de ping-pong în mine. Ce ai făcut? Nu i-am făcut, dar ea a zis că e o zi plină de surprize și eu neg aici. Am venit să, știi, eu gică contra. Dacă vrei să întorci serviciu, poți să te consiliezi. Din acea minge poți să faci o fumigenă superbă, cum făceam când eram... Dragul meu, făceam fumigene cu vreo 10 ani, cred că înaintea ta. Rămânem la ProTV, unde Nenea Nițoiu, transformat în reporter de teren, trage o bâlbă de zile mari. Cine a văzut celebrul film... legat de această de această poveste, înțelege foarte bine despre ce este vorba. Este foarte haioasă tantea aia care dă din mâini și care trebuie să transmită în limbajul surdomuților bâlbele astora din imagini. Oare cum face? Cine a văzut filmul celebrul film legat de această de această poveste, înțelege foarte bine despre ce este vorba. Noi v-am zis, doamna e cea mai tare, mai ales că și altă corespondentă e bâlbâită. Și apoi să tragă, să stabilească și eventuale sancțiuni. Acum am văzut, n-am mai transmis nimic. Dar probleme cu transmisiile sunt și la alte televiziuni. De exemplu, la TVR România abonament. Andreea, bună dimineața! Primat opțiunea electorală la primele ore ale dimineții, potrivit reprezentanților... Nu mă aud. Ne întoarcem la Andreea Munea ceva mai târziu. Când o să vă audă! La Antena 3, prezentatorii obișnuiți cu infracțiunea folosesc cuvântul ăsta peste tot, chiar și când e vorba de infrastructură. De la Inspectoratul Poliției de Frontieră au dus infrastructura specifică integrării în... La Digi24 HD au dat ăștia cu gaz hilariant în studio că e veselie mare. La Vâlcea, Mădălina Zamfirescu, își va îndeplini marele vis al copilului. Dar spune-ne și nouă de ce râzi și nu te abține, că râsul e sănătos, deși în societatea megacomunistă de la Digi24 HD nu râde nimeni. La Vâlcea, Mădălina Zamfirescu, își va îndeplini marele vis al copilului. Tot la Digi24 HD, pardon, profesioniștii de la Digi24 HD ne prezintă o reporteriță aiurită care vorbește despre fostele arestări ale lui Borcea. Acesta a executat o altă parte dintr-o pedeapsă primită într-un proces anterior pe care l-a avut. Ne amintim de dosarul transferurilor de judecători, ne amintim de dosarul transferurilor de judecători. Mamă dragă, dar noi știm că stați cu judecători în gură toată ziua, dar era vorba de transferurile de jucători, nu judecători. Ne amintim de dosarul transferurilor de judecători. Și tot profesioniștii de la Digi24 HD ne informează că nenea ăla bolnav din Caracal va fi cercetat amănunțit. Cu ce? Atenție! Inițial, anchetatorii ar fi vrut să îl supună pe Gheorghe Dincă și detectorului cu minciuni. Detectorului cu minciuni. Suntem foarte curioși cum arată detectorul ăsta cu minciuni. În instanță nu este considerată probă rezultatul analizei de minciuni. Analizei de minciuni. Cu minciuni sau fără minciuni, detectorul ăsta, m-ați auzit, nu prea e mare scofală. Anchetatorii ar fi vrut să îl supună pe Gheorghe Dincă și detectorului cu minciuni. Să știți că același detector cu minciuni are aceeași denumire la Antena 3. Va fi dus la București, va fi interogat, va fi supus detectorului cu minciuni, va fi supus detectorului cu minciuni. Dacă prezentatoarea de la Digi24 HD spunea aceeași tâmpenie, măcar arăta într-un fel. Fata asta n-are buze deloc, iar colegii răutăcioși, mămicule, zic că are cioc, că de-aia o cheamă porumbel. Va fi dus la București, va fi interogat,
rugat, va fi supus detectorului cu minciuni. De altfel, prezentatorii de la Antena 3 sunt supărați pe regie că ea fac scandal și ei nu se pot concentra. Sunt acum în lucru la Apărătorii Patriei și Piața Sudului. Băi, peste 130.000 de mașini. Iată acum pe cea mai distrată prezentatoare de la Antena 3. Ana Maria Roman nu știe cui să-i mulțumească. Îți mulțumim frumos, Mariana. Mariana va veni și cu alte informații. Dragă Ana Maria, Maha Rajah e unul și e cam sâsâit. Reporteriță e Mariana. Îți mulțumim frumos, Mariana. Mariana va veni și cu alte informații. Doamnelor și domnilor, acum încheiem cu o înregistrare care a devenit virală în ultimele zile și demonstrează încă o dată competența și priceperea lucrătorilor de la antene. Acuzații grave la adresa uneia dintre nepoții regelui Ferdinand I, Dominic de Habsburger, fiul principesei Ileana a României. Of, măi mamă, dar lăsați fata în pace, că era fumică și avea și a poftă de un hamburger. Bă, dar ce cârcotați sunteți! Acuzații grave la adresa uneia dintre nepoții regelui Ferdinand I, Dominic de Habsburger, fiul principesei Ileana a României. Doamne, domn și domnișoare, puțină atenție vă rugăm. Personajul numărul 1 în această perioadă la cronicuța noastră dragă este doamna senator Șoșoacă. Ea este invitată la toate emisiunile TV unde se ceartă cu responsabilii medicali. Acum a venit rândul domnului Rafila. Îmi pare rău, dar aici scrie analizele neacreditate renar. Analizele neacreditate renar. Deci, intrați într-un domeniu pe care nu-l... Păi vă rog să ne explicați, tocmai pentru că intru într-un domeniu, poate să elucidați dumneavoastră. Introducerea managementului calității, că de fapt despre asta discutăm în procedura de acreditare, este o știință, durează un curs minim o săptămână, așa că când doriți... Da, dar ca medic și ca deputat... Cred că aveți obligația față de poporul român să răspundeți la nelămuririle pe care noi le avem și le expunem de luni de zile. De data asta, domnul Rafila avea dreptate, că doamna Șoșoacă se bagă pe un teritoriu de care habar n-are. Dovada? Ia ascultați! Recoltările se fac într-un mediu septic și se pun, există o anumită manipulare a acestor analize. Dumneavoastră știți ce înseamnă un mediu septic? Da, știu foarte bine. În România nu există. Ce înseamnă? În România nu există, asta vă spun. De aceea avem atâtea infecții nozocomiale. Un mediu septic înseamnă un mediu infectat. Îmi pare rău pentru... Deci, mediu aseptic înseamnă un mediu... Este aseptic, da, scuze. Ce repede ai trecut peste gogomanie. Septica Șoșoacă, am încheiat citatul, își continuă defilarea pe la Antena 3. De data asta la Gâdea, în emisiune, unde se simte abuzată emoțional, așa puțin. Antena 3, unde oricum se oprește microfonul așa. Și oricum de-a lungul anului trecut am avut parte de un abuz psihoemoțional, ca și la sunt celelalte... Sunt convins că sunt abuzată psihoemoțional, tocmai de aceea am închis televizoarele, să știți. Psihologic spuneți. Da, psihologic vorbind. Așa cum a spus, tanti Șoșoacă a plecat de la Gâdea, pentru că a abuzat-o psihoemoțional. Doamnelor și domnilor, urmăriți sinteza zilei foarte bine. Doamna Șoșoacă a plecat din emisiune, dar niciun fel de problemă, pentru că vin specialiști mari în această seară. Cel mai mare specialist este motanul lui Fenechiu. Da, 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 pe care am auzit că îl cheamă Mengele, doctor Mengele. Vedeam că zâmbiți, uite, vine un alt lider important al Partidului Național Liberal, doamna Adriana Săftoiu. După specialistul important prezent pe umărul domnului Fenechiu, urmează alt specialist, domnul Mircea Badea, care a și pus un diagnostic. Da, te aud acum, da. Stai că s-a reparat casca. Hei, s-a reparat casca. Am crezut că are COVID. Deci, merge casca. Acum cu casca reparată ne întoarcem din nou la Gâdea, care se potignește rău la un medicament. Prima întrebare, ar trebui autoritățile române să se sesizeze cu privire la unor nu-ți iese. Acestui medicament, scrieți-l pe ecran. Ar trebui ivermectina să fie în România un subiect de dezbatere. Cum să fie subiect de dezbatere dacă nici măcar nu poți să-l pronunți? Alt specialist în medicină aplicată. Nu aplicată. Prima întrebare. Ar trebui autoritățile române să se sesizeze cu privire la unor nu-ți iese. Acestui medicament, scrieți-l pe ecran. Ar trebui ivermectina să fie în România un subiect de dezbatere.